Salutare, dragii mei! Salutare tuturor! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube și bine ne-am regăsit la o nouă etalare. Acest video este pentru cei din Zodia Săgetător. Am făcut pentru Scorpion, acum facem pentru Săgetători. Și ce să vă spun? Sunt foarte entuziasmat de ceea ce văd aici. O etalare foarte faină. Eu spun să-i dăm drumul, să nu lungim foarte mult. În această lună, dragii mei săgetători, sunteți extraordinari de creativi. Creativitatea cred că este cea care vă caracterizează în această lună. Avem, din punct de vedere profesional, un job foarte solid, un job foarte stabil. Observ aici foarte multă comunicare. Este vorba despre lucrul în echipă. Faceți ceva frumos și cu ceilalți oameni. Doriți să creați ceva, să puneți bazele a ceva care să dureze în timp. Cartea Cavalerul de Monede mi-arată acest lucru, că munciți foarte tare la ceva care să aibă niște stâlpi foarte stabili și care să dureze, să dăinuiască în timp de data aceasta. Nu vă mai preocupă lucrurile efemere, nu vă mai preocupă joburile doar așa ca să existe acolo, să fie. Nu, doriți să faceți ceva, să întemeiați ceva foarte concret, solid și care să vă pună abilitățile și calitățile în valoare. Voi oricum sunteți o zodie de foc, da? Săgetătorii sunt o zodie de foc. Sunteți extraordinar de inventivi, de libertini, în gândire, în acțiune. Iubiți libertatea. Sunteți niște persoane foarte pasionale. Așa că nu cred că veți întâmpina niciun fel de problemă și nici din această etalare nu apare deloc că veți avea vreo problemă în direcția aceasta profesională. Va fi vorba într-adevăr de foarte multă muncă în continuare. Eforturile voastre nu vor întârzia să fie răsplătite, dar este nevoie de răbdare. Veți mai lucra o perioadă destul de o perioadă, să zicem, mai îndelungată la această idee pe care o aveți, la acest proiect la care lucrați sau la care vă gândiți. Vă gândiți pur și simplu să-l începeți și va fi nevoie de foarte multă determinare, de foarte multă răbdare și perseverență, bineînțeles. Nimic nu se clădește de pe zi pe alta, totul necesită perseverență, putere de muncă și creativitate. Iar voi, la capitolul acesta de creativitate, sunteți regii. Sunteți victorioși în această lună. Vă simțiți foarte stăpâni pe voi. Vă simțiți foarte stăpâni pe ceea ce aveți în viața voastră. Trare foarte frumoasă. Prieteni adevărați observ alături de voi. Oameni frumoși care vă susțin, care aplaudă intențiile voastre, proiectele voastre, gândurile voastre. Cred că luna septembrie pentru voi va fi așa o ca o victorie. Veți simți, poate pentru prima oară, cu adevărat beneficiile și foloasele a ceea ce ați muncit până acum, la ceea ce ați făcut până acum. Mi-apare și judecata în această etalare, ceea ce mă duce cu gândul la faptul că în luna septembrie, în sfârșit, veți primi înapoi tot ceea ce ați oferit până acum. Legea, cartea, mă refeream la legea divină, cartea judecata îmi arată și îmi vorbește despre ceea ce trebuie să plătiți sau ceea ce trebuie să aveți acum, să câștigați în momentul de față,
datorită eforturilor voastre, datorită ajutorului pe care l-ați oferit. Practic este o carte care se întoarce în favoarea sau împotriva voastră în funcție de acțiunile pe care le-ați întreprins până acum și pe care le-ați făcut până acum, până în prezent. Este o echilibrare a karmei, ca să zic așa. Ce ai oferit, vei primi însutit acum. În mare parte, voi sunteți niște oameni altruiști. Mulți dintre voi sunteți niște oameni altruiști, oameni care iubesc oamenii în general, vă place să fiți în centrul atenției, vă place să fiți alături de, să fiți acolo în mijlocul oamenilor, să discutați despre tot felul de lucruri și felul acesta al vostru de a fi creează foarte multe legături. Creează foarte multe legături și pe termen lung chiar. De aceea vă văd victorios, vă văd foarte comunicativ în această lună, îndreptați către tot ce este mai solid și tot ce este durabil și ce vi se potrivește foarte mult. Vă gândiți foarte mult la ce vi se potrivește acum, din punct de vedere profesional, să faceți. Pentru cei care deja au o carieră, pentru cei care deja își folosesc toate abilitățile într-o anumită profesie, văd bani, văd câștiguri care apar, iar pentru cei care lucrează și care pun bazele unui nou proiect, dragii mei, aveți toată încrederea și dați drumul la treabă, pentru că luna septembrie este cel mai bun moment pentru a începe acest proiect sau aceste proiecte, dacă aveți mai multe. Iată, ne apare în etalare și cartea Magicianul, o carte foarte dragă mie, care îți dă avânt să începi ceea ce îți dorești. Da? Ca un sfat așa pentru voi, vă pot spune că să fiți foarte atenți la gândurile voastre, pentru că cum sunt gândurile voastre, așa vă este și viața, este ceea ce magicianul vă spune. Precum este sus, așa este și jos. Deci, mare grijă la încrederea pe care o aveți în voi în această perioadă. Magicianul este cel care vă îndrumă și care vă îndeamnă și vă spune totodată că aveți toate elementele necesare, aveți tot ce vă trebuie, aveți creativitate, aveți putere, aveți îndrumare divină, situațiile vă sunt favorabile pentru a începe aceste proiecte, pentru a începe acest nou început pentru voi, pentru că este un început, da? Cartea Magicianul vine după Cartea Nebunul, care semnifică elementele necesare de care un om are nevoie pentru a o lua pe un nou drum. Foarte frumos. Din punct de vedere mental, avem aici două cărți, și anume Regina de Spade și Un Om de Spade. Cred că sunteți cam critici cu voi. Din punct de vedere mental, vă criticați. Aveți și partea aceasta de logică, bineînțeles, de rațiune. Voi fiind un semn de foc, este posibil să vă aprindeți foarte repede, nu neapărat să stați pe gânduri și să rumegați o situație, vă aprindeți foarte repede, sunteți mai pătimași, da? Săgetătorii sunt pătimași, dar observ că de data aceasta, probabil, într-o anumită situație, aveți nevoie de a gândi rațional, logic, să luați lucrurile ad literam, așa. Și chestia asta pe voi vă
puțin vă dezechilibrează, pentru că nu prea este în, în aria voastră, să zic așa, sufletească de, de a gândi în modalitatea aceasta. Cred că este o situație care ține de tot de aspectul financiar, tot de aspectul profesional, pentru că am regina de monede aici. Și probabil că este o situație, din punct de vedere profesional, mai stresantă, care necesită să luați niște decizii mai aprige, niște decizii logice, raționale. Și treaba asta vă stresează puțin. Dar nu este nimic, nu este nimic greu de depășit. Cu siguranță veți depăși această situație. Regina de monede, așa cum am spus și la Scorpioni, semnifică o femeie puternică, semnifică o femeie care are grijă de ea, dar și foarte mult de cei din jurul ei. Este posibil ca unele dintre voi care sunteți mame sau care aveți familii în grijă să fiți stâlpii acestei familii și este posibil să vă streseze puțin situația financiară. Poate ați intrat așa într-o mică panică de unde să fac rost de bani sau banii nu ne ajung sau probleme din acestea financiare care nu vă permit să vă extindeți atât de mult pe cât ați dori. Dar în același timp trebuie să fiți pragmatice. Mă refer aici în mare parte la femei. Trebuie să fiți pragmatice. Regina de monede este un semn de pământ, este foarte angrenată în planul fizic și atunci trebuie să luați niște decizii din prisma reginei de spade, da? Nu implicați emoții, nu implicați sentimente. Regina de spade este o femeie rece în principiu, dar critică. Dar în același timp, mintea este foarte clară, știe foarte bine ce are de făcut. O femeie cu experiență, o femeie trecută prin toate cele ale vieții, care deja știe cum să pună problema și să o și rezolve în același timp. Deci, din punct de vedere financiar, trebuie să fiți puțin angrenați așa în planul acesta fizic. Per total, etalarea voastră îmi arată, așa cum spuneam la începutul videoului, îmi arată foarte multă creativitate. Sunteți foarte angrenați în momentul de față către profesie, către, sunteți foarte înclinați către domeniul profesional, către domeniul financiar. Doriți să vă stabiliți, doriți să faceți și să creați lucruri care să sustenabile în timp, care să dureze. Da? Nu vă mai doriți lucruri efemere, nu vă mai doriți joburi dovară, nu vă mai doriți proiecte mici. Deja aspirați la lucruri foarte mari și foarte bine faceți, pentru că magicianul este alături de voi și vă oferă toată puterea și, așa cum vă spuneam, toate uneltele necesare pentru a începe această frumoasă viață, acest nou început care vi se arată în față. Sunteți victorioși, dragii mei, sunteți victorioși. Mai rar să văd săgetători care să nu-și dorească ceva suprem, să nu-și dorească... Sunteți mulți dintre voi care mergeți pe principiul totul sau nimic. Să vedem și mesajul îngerilor pentru zodia săgetător. Care este mesajul îngerilor pentru toți cei care au soarele, luna sau ascendentul în săgetător? Este vorba despre Arhanghelul Gabriel care vă transmite un mesaj. Și care spune cam așa: eu sunt arhanghelul care transmit mesajul iubirii, al frăției și al libertății. Iată, foarte frumos, dragii mei. Dacă vorbim despre zodia săgetător, vorbim despre libertate, vorbim despre
extrovertire, vorbim despre iubirea față de oameni. Și Arhanghelul Gabriel vă ajută foarte mult. Cred că pentru mulți este îngerul vostru păzitor și păstrați-vă în această energie, pentru că sunteți genul de oameni care atrageți pe ceilalți prin ceea ce sunteți, prin ceea ce exprimați. Voi săgetătorii sunteți, din punct de vedere energetic, fiind și zodie de foc, bineînțeles, sunteți foarte expresivi. Foarte frumos. Deci Îngerul Gabriel este alături de voi și vă transmite un mesaj al iubirii și al fraternității. Continuați să fiți liberi, să fiți liberi în gândire, să fiți liberi în trăire. Foarte puțin dintre voi vă legați de regulă sau sunteți puțin cei care gândiți clasic, să zic așa, sau aveți niște principii învechite, foarte puțin de regulă. Săgetătorii sunt inovativi, sunt cu noul, tot ce este nou, tot ce este actual. Dragii mei, eu am terminat etalarea pentru voi. Sper că v-am spus în mare cam cum veți sta în luna septembrie. Nu uitați, dacă v-a plăcut videoul, să dați un like și un share, bineînțeles. Puteți să vă abonați la canalul meu pentru a beneficia și de celelalte filmări pe care le voi face. Dacă doriți să-mi scrieți pentru etalare personalizate, puteți să-mi scrieți pe Facebook la Amos Tarot, pe Instagram tot la Amos Tarot. Puteți să-mi lăsați un mesaj chiar aici pe YouTube. Pe orice canal de comunicare puteți să-mi lăsați mesaje. În măsura timpului disponibil, eu vă voi răspunde cu siguranță la ele. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și vă doresc o zi minunată în continuare.